Măsuri în scandalul privind Spitalul de Arș din București. Șeful secției de anestezie terapie intensivă de la Spitalul de Arș, Adrian Stănculea, și asistenta șefă a aceleiași secții sunt audiați la Poliția Capitalei. În cazul unității sanitare în care a murit un pacient, în rănile căruia au fost găsiți viermi, au fost deschise anchete în două dosare. Unul de moarte suspectă deschis după apariția unei înregistrări cu un bolnav pe rănile căruia se aflau larve și un altul de ucidere din culpă deschis după decesul unei femei care inițial ar fi fost supusă unei transfuzii greșite de sânge. Nu vă las să fabulați cât vreți. Aveți dreptul să fabulați cât vreți. Gata, deci nu să fac declarații. Anchetele sunt făcute de procurorii de la parchetul de pe lângă Tribunalul București și Poliția Capitalei. Inspecția Sanitară a decis joi suspendarea activității secției de anestezie terapie intensivă a Spitalului de Arș și au dispus amenzi contravenționale în valoare de 6.000 de lei.